că n-a rămas nimeni fără răspuns din partea. Pentru toți cei care îmi scriu și ne scriu și mie și colegilor. Pentru că da, Partidul Politic Noi, iată, din păcate, spun, e singurul partid care își respectă alegătorul. Da. Am vrea să fie mai multe partide, dar obiectivele noastre să fie comune cu ale cetățeanului de rând. Suntem singurii care până acum. O spun cu regret, dar mă bucur că suntem singurii care suntem alături de voi, cetățenii Republicii Moldova. Da. Dacă mai multe forțe politice ar fi alături de obiectivele noastre, de dărmarea acestui sistem mafiot, poate lucrurile s-ar mișca mai rapid. Dar, din păcate, prieteni, încă nu suntem în Parlamentul Republicii Moldova, dar îmi doresc ca la alegerile locale, următorul examen electoral de aici din Republica Moldova, să ne acordați încredere. Să aveți încredere în Partidul Politic Noi, pentru că va veni cu niște oameni candidați la funcțiile de primar în toate raioanele, niște oameni integri, niște oameni de care să fiți mândri că vă vor reprezenta în administrația locală respectivă. Iar acum, prieteni, da, o să vă dau și o nouă informație. Am vrut să fac un alt video, dar profit de prezența aici. Mariana Rață, încă o investigație care ai putea să o faci. Eu am fost cel care a deconspirat că Vladimir Cebotari cu Nicolae Gaburac, în complicitate cu Gheorghe Pavliuc, pregătesc eliberarea din arest a lui Dorin Damir, infractorul, cel care a distrus multe vieți și societăți comerciale aici, în Republica Moldova, la ordinul lui Plahotniuc. Și pregătesc eliberarea lui contra sumei de 200.000 de euro. N-au reușit, pentru că i-am deconspirat chiar în acea zi, când i-am filmat, și le mulțumesc moldovenilor care se uită pe acel cont de Facebook. Da? Criminalii cu MD. Am rămas surprins să văd aseară că are 875.000 de vizualizări. Filmarea mea cu Cebotari și cu Gaburea. Incredibil, stimați moldoveni, incredibil. Iar intervenția mea de la pretură, pe Faces TV, are deja 110.000 vizualizări în 48 ore. Este incredibil. Speech-ul meu de acolo, de la pretură, de la sectorul centru. Asta înseamnă că există speranță. Asta înseamnă că vă doriți schimbare. Asta înseamnă că sunteți alături de Partidul Politic Noi și de mine, Cristian Rizea, și pentru asta eu vă mulțumesc. Și vreau să vă continui această idee, că Mariana Rață nu interesează. Că în dosarul lui Damir și alu Pânzari, care sunt niște criminali pentru această țară. Pentru că Damir îți transmit aici că tu trebuie să răspunzi nu numai pentru uzurpare de calități oficiale, trebuie să răspunzi pentru traficul de droguri pe care le-ai păstorit la ordinul lui Plahotniuc. Trebuie să răspunzi pentru crimele din Poiana Domnească, da, da, Dorin Damir. Și fac un apel la domnul ministru Sergiu Litvinenko, pentru că voi merge și în fața Ministerului Justiției, acolo pe 31 august, să fac un live, să le arăt moldovenilor, să fac un apel. E un om în care, domnul Litvinenko, în care eu am încredere, că își dorește cu adevărat să răpună acest sistem mafiot din justiție. A început, într-adevăr, o reală reformă la nivelul justiției din Republica Moldova. Și sper să ducă la bun sfârșit acest proces de reformă. Dar îi transmit că mafia lui Cebotari și a lui Pavlu și a lui Morozan de la Curtea de Apel, soțul verișoarei lui Plahotniuc, au făcut în așa fel încât judecătorul care judecă dosarul lui Dorin Damir și a lui Pânzari să fie un personaj pe nume Denis Guzun, fiul unor alți judecători. Denis Guzun, care în 2019, acum 2 ani, stimați cetățenii Republicii Moldova, a omorât, fiind la volanul autoturismului personal, a omorât o tânără de 29 de ani. A fost absolvit, deci un criminal, de ei judecător, dintr-o familie de judecători, a fost cauționat, liber, fără niciun fel de condamnare, prieteni. Scrie, intrați pe internet și vedeți. El este judecătorul lui Dorin Damir și al Pânzari. Stabilit chipurile aleatoriu.